Bun găsit la România Inteligentă! 300 de elevi din toată țara au participat la Cluj la unul dintre cele mai mari concursuri de robotică din România. Tinerii au avut de construit un robot autonom care să îndeplinească anumite sarcini. Cele mai bune echipe se vor întâlni în finala, care va avea loc în capitală. Treizeci de echipe din mai multe orașe ale țării au participat la competiția First Tech Challenge, organizată la Facultatea de Robotică din Cluj-Napoca. Elevii au avut de construit un robot autonom care să poată ridica mai mulți cilindri și să-i așeze pe un stâlp. Am venit 10 în total la Cluj. În echipă suntem peste 30. Da, până acum am jucat 3 meciuri pe care le-am câștigat fiecare dintre ele. Chiar a mers foarte bine tot ce am făcut. Robotul nostru este făcut mai în grabă pentru asta, pentru că nu a fost finalizat designul final. Însă, din câte vedeți, merge foarte bine. Ce este foarte important pentru noi este cât de stabil este în timp ce se mișcă. Și asta face foarte bine, mai ales față-spate, nu se mișcă mai deloc, ceea ce ne permite să punem pe stâlpi cu mare acuratețe. Suntem o echipă veteran, suntem de 17 ani în această competiție, încă din primul an în care s-a înființat în România. În prezent, echipa are în jur de 21 de membri. Am participat, cum am spus, în toate cele 7 sezoane ale competiției, de 2 ori fiind campion național al acesteia, în 2019 ajungând chiar la etapa mondială din Detroit, Statele Unite ale Americii, unde ne-am clasat pe locul 5 mondial. Tinerii participanți au beneficiat și de un tur al facultății. Mă bucurăm foarte tare că putem să găzduim un astfel de eveniment. Este cel mai mare eveniment de acest gen, în sensul că participă cele mai multe echipe. Au mai fost evenimente de astfel de evenimente, doar că la noi acum participă cele mai multe echipe. Ne face foarte mare plăcere. Mă bucur să văd tinerii implicați, serioși în ceea ce fac și de asta avem nevoie și sper că să poată să vină la noi la universitate, așteptăm cu mare drag. La sfârșitul meciurilor de calificare, echipele cu cele mai multe meciuri câștigate au mers acasă cu premii. Urmează să aibă loc regionale la București în februarie, 13-19 februarie, așa că ceea ce se întâmplă aici este un eveniment preambul la cele regionale. Toate echipele își testează roboții, văd ce mi-au de îmbunătățit, astfel încât până la regională să dea cei mai buni din ei.